Bună ziua, cum să-l văd, călduros, așa cum e afară. Un meci greu, un meci cu echipă bună care joacă fotbal, dar un meci pe care sper să-l câștigăm. Vine briza și de la noi. Moldo, câteva cuvinte, te rog. Bună ziua, în primul rând. Cum a spus și mister, avem un meci dificil ca oricare altul. În Liga 1, oricine poate bate pe oricine. Noi sperăm să continuăm pe această pantă ascendentă și să facem 9 puncte după etapa de mâine. Va fi un meci spectaculos, să produce multe goluri, ținând cont de ce s-a întâmplat în etapă? Eu sper ca Moldo să țină din nou poarta intactă și sper ca cei de la Farul să primească un gol mâine, cel puțin. Mă, nicio măsură, pentru că ați văzut și au avut un meci destul de bun și cu Mediașul, iar ei au un lot destul de mare, un lot bun în care găsesc soluții. Sperăm să fie un spectacol frumos, atât în tribune cât și în teren, dar ca suporterii noștri nu e nimeni. A, sunt montați, noi tratăm toate meciurile la fel, tratăm toți adversarii cu respect, chiar dacă s-a spus că am avut program ușor, n-am înțeles asta cu program ușor, fiind noi o echipă nou promovată, ba că până acum am avut nu știu ce, cred că nu știu cu cine ar trebui să jucăm, cu Real Madrid cred că ar trebui să jucăm ca să... Suntem o echipă nou promovată, iar echipele ce le-am întâlnit până acum, veți vedea în viitor că sunt două echipe foarte bune ale campionatului. Debutul nu a avut nimeni problema asta, trei etape, cam asta era, sunt la trei, acum vedem. Pălăria am prins-o, că ziceau, am vrut să vin cu o pălărie, ziceau că e prea mare, dar am capul mare, dar mă încap pe pălăria. Vă motivează declarația? Nu, pe mine mă motivează suporterii și vestiarul și eu din interior. În rest, nu, chiar nu prea ascult. Poate sunteți desperiat și din acest motiv oamenii diverse declarații? Desperiat nu vreau să fiu, eu vreau să fiu... dulce cu toată lumea, nu vreau să sperii pe nimeni. Da, am spus-o. De ce? Am spus-o, vorbește foarte frumos, este un fost fotbalist foarte bun și îl apreciez atât ca om cât și ca fost fotbalist. Și mi-am făcut invitația în direct. Și mâine seara îl aștept la meci. V-am spus, nu prea urmăresc, dar îmi place... corectitudinea. Aia îmi place și să se vorbească strict pe adevăr. Nu-mi place, în viața mea nu o să vorbesc de alt antrenor sau de altă echipă, pentru că fiecare știe ce are de făcut la clubul său. Dar de alt antrenor, atât când voi antrena, eu nu voi vorbi niciodată. Mă consult cu ei până la un anumit punct, dar decizia finală o iau numai eu. Nu știu. Sperăm să mai vină 1-2, dar mai multe nu vă pot spune momentan. Alex Ioniță s-a spus de când am început această Ligă 1, că l-așteptăm, el este un rapidist pur sânge și... Sperăm odată cu revenirea sa la noi să redevină fotbalistul ce a fost. Cu siguranță va fi în lot. E o echipă bună pentru Liga 1. Știți cu toții stilul lor. Pasează foarte bine. Domnul Gica Hagi nu cred că mai are nevoie de nicio prezentare, un antrenor cu nume, un antrenor foarte bun. Îi cunosc pe mulți dintre ei și
Sperăm să ieșim învingători. După... Ai analizat așa puțin atacanți și știi că au niște probleme să pune? Eu sper să nu pun nicio problemă. Te-ai văzut că și ei vin tare încrezători, vorbesc de puncte, să se poate de la cu puncte, deci nu văd altfel situația, nu am niște încolo să până la urmă, cred că noi trebuie să fim mult mai încrezători decât ei. Avem 6 puncte, n-am primit niciun gol, suntem pe primul loc. Ați făcut consecutiv așa? La final vrem să facem la fel cum e acum. Păi cum vă simțiți acolo? Oamenii cu experiență pe care aveți acolo, cum e săptămânal, liderul care aveți nevoie? Pentru noi cei mai tineri e un foarte mare avantaj să avem acești jucători cu experiență lângă noi, cum Săpunarul, Grigore, Dandea, Raul Costin, mulți alții care ne ajută foarte mult și ne susțin în tot ceea ce facem. Mai ținem sfaturi de ei? Da, primim sfaturi și le acceptăm cu drag. Cum e concurența să drăzbuie afară, fie luat sfaturi? E o concurență bună pentru amândoi. E o relație foarte bună și de prietenie între noi. Care e mai bun să joace? Ce să spun? Nu e nimic de spus, din păcate nu am mers mai departe, dar trebuie să fim alături de fiecare, la cluburile unde activăm, trebuie să fim alături de acești tineri, pentru că până la urmă a fost o dezamăgire, necalificarea, dar noi toți trebuie să avem grijă de ei, să-i ajutăm să treacă peste acest moment destul de greu și sunt sigur că toți cei ce au fost acolo sunt foarte triști. Ați fost unul dintre tehnicienii care au acceptat să trimită jucătorilor către locul național. Îi înțelegeți pe ceilalți antrenori care au refuzat practic șansa unor copii să meargă acolo? Tocmai ce v-am spus acum câteva minute, nu comentez deciziile altor antrenori. Noi, eu și Clubul Rapid, atâta timp cât vom avea jucători solicitați la echipele naționale, întotdeauna vom fi pozitivi, pentru că eu nu puteam să iau șansa unui copil de 20 de ani să meargă la Olimpiadă. Poate, nu știu, nu cred că va mai fi vreodată și întotdeauna, și acum țin minte, ratarea domnului profesor Constantin, Dumnezeu să-l ierte, de la Tokyo 64. Și deci, dacă și acum țin minte, vă dați seama, nevăzând, doar din auzite, din chiar de la dânsul. M-am uitat la meciul de ieri, nu am văzut decât repriza a doua, că am avut antrenament, în rest m-am uitat. La meciul de seara l-ai prins, nu știu că nu comentezi ce decizii au altă, dar ce rezultate au, că sunt multe simte susținut de toată suflată. Felicitări, am mers mai departe, felicitări, a câștigat ca un meci destul de greu cu Young Boys Berna, le urez succes și m-aș bucura să-i văd în grupele Ligii Campionilor. Urez tuturor echipelor românești succes. Astăzi este ziua lui Mircea Lucescu, 76 de ani. Ce mesaj aveți pentru Lucescu? La mulți ani, multă sănătate, este probabil unul din cei mai mari, dacă nu cel mai mare antrenor din istoria României și multă putere de muncă, pentru că și la această vârstă dovedește lucruri fantastice. Zi Moldo, eu știu. Clar, e un avantaj pentru noi, e mult mai bine. Cred că dacă, la primul meci era plin stadionul dacă nu era această pandemie. Voi ați condus în clasamentul ăsta, în topul fanilor. Ați avut și mai mult. Am condus dintotdeauna în clasamentul ăsta, nu știu dacă am fost vreodată. Cred că în primele trei am fost mereu, iar de cele mai multe ori cred că am fost primii. După noi, în primele trei, suntem doar noi. Dar cum vă simțiți când, până când înceapă Liga 3, toată lumea spunea că Rapidul, ok, este... Aveți amendă. Dar toată lumea vorbește despre suporte, toată lumea vorbește despre atmosferă. Chiar și domnul Nichita Dragomir spunea, vreau să merg la meciurile Rapidului, tuturor de era dor să vină la meciurile astea, că e o presiune, așa?
Presiunea este întotdeauna la Rapid și în orice sport. O, și aici, în sală, dacă că veniți la basket, tot presiune e. Când îmbraci tricoul al Vișiniu, se simte, are greutate tricoul ăsta. Dar jucând cu atâția suporteri, vă dați seama că nu e ușor pentru absolut nimeni să ducă această povară, în ghilimele, pe umeri. Dar în același timp este o mare bucurie. Categoric. Categoric a contat și aportul lor. Întrebați-l pe el. Nu. La noi, cum făcea domnul Copus, întrebați-l pe el. De prime, de nu știu eu chestia asta. Tot ce e legat de bani, încă o amendă. Strângem ceva azi. Aveți amendă și jucătorii au amendă. Păi cred că și dumneavoastră n-aveți la servici? La masă, nu? N-au voi cu telefonul la masă, nu? Păi n-au. Ne arătăm respectul, nu? Unul față de celălalt. Mai sunt întrebări? Păi da, cine știe, poate mai sună să vadă. Câte este amenda, măcar să știm câte este amenda dacă sună telefonul. E mare. E mare.